Bună ziua, dragii noștri cititori! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Zilele Sănătății Mentale. Data de 10 octombrie, ziua mondială, ziua internațională a sănătății mentale. Este alături de noi astăzi Lavinia Țânculescu Popa, lector universitar doctor, psihoterapeut de orientare analitică, psiholog clinician și vom vorbi despre ceea ce înseamnă depresia, pornind de la recomandare de carte, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, Spirala ascendentă, cum folosim neuroștiința pentru a depăși sau pentru a schimba Cursul depresiei de Alex Korb, o carte publicată în colecția Psihopractica și de asemenea carte care face parte din această campanie Zilele Sănătății Mentale. Fie că vrei să afli mai multe despre depresie, fie că vrei să înțelegi mai bine cum funcționează creierul și mintea noastră, spirala ascendentă reprezintă o incursiune incitantă în spatele emoțiilor, gândurilor și acțiunilor noastre pe calea neuroștiinței. Dr. Alex Korb, folosindu-se de metafora spiralei descendente, reușește să pună într-o formă accesibilă imensa complexitate a funcționării creierului depresiv, el însuși o persoană cu anumite tendințe depresive. Alex Korb ne propune schimbări simple, bazate pe expertiza sa în domeniu, care încet, dar sigur, creează o spirală ascendentă către o viață, aș putea spune, sănătoasă, echilibrată și armonioasă. Lavinia Țânculescu, Popa. Mulțumesc foarte mult pentru încă o invitație, Sorin Lucaci. Și mă bucur să fiu astăzi aici, chiar dacă nu neapărat pentru o temă care ar bucura pe multă lume. Din păcate, precum știm, depresia este una dintre bolile secolului actual. Asta și pentru că găsim foarte dificil să gestionăm atâtea evenimente care ne drenează de energie. Să nu uităm, exact cum spune și autorul în cartea pe care tocmai am menționat-o, depresia este în primul rând atunci când discutăm despre depresia ca boală, pentru că poate să fie și depresia ca stare și de altfel și depresia ca trăsătură de personalitate, deci există trei distincții, ar trebui să fim foarte concreți din punctul acesta de vedere, dar atunci când discutăm despre depresia ca boală, dincolo de un dezechilibru care se petrece la nivel biologic, este și un dezechilibru în ceea ce privește nivelul de energie. Și această cantitate, să zicem, de energie este dintr-o dată pentru omul depresiv enorm mai puțină decât pentru un om care poate raporta o trăire normală a evenimentelor de viață. În ce sens? În sensul în care nu-și găsește energie să facă absolut nimic, nu mai poate să facă multe lucruri. Evident că somnul este afectat, activitățile obișnuite, și dacă somnul este afectat, activitatea de zi este de asemenea afectată, îi lipsește cheful, nu are absolut niciun fel de pornire, să zicem, drive motivațional ca să înceapă lucruri sau măcar să facă planuri pe termen scurt. Sunt foarte multe elemente pe care un om depresiv le poate experimenta în legătură cu lipsa de energie. De fapt, dacă ar fi să ne uităm și la cuvântul englezesc depression, este nu ai presiune. Viața pare zvâc. Pas pare mai greu decât pasul anterior. Sunt foarte multe lucruri de spus despre depresie. Este, nu știu, un domeniu atât de vast încât cred că s-ar putea nu numai că sunt cărți scrise și tomul de literatură întregi, conferințe dedicate subiectului, dar fiecare trăire, fiecare viață în parte, fiecare experiență de viață, vreau să spun în parte, este un
subiect, poate să fie un subiect de carte în sine. Deci fiecare trăiește depresia absolut particular, sunt elemente comune, dar să nu uităm că mai recent vorbim în contextul COVID de ideea de comorbiditate. Și în situația depresiei ai foarte multe comorbidități, pentru că omul depresiv trăiește mult în trecut, însă nu-i vine să trăiască mult nici în viitor, pentru că nu poate oricum și are sentimente de adică trăiri de anxietate legate de viitorul, care nu pare a fi unul bun. Cu privire la trecut, ideea groaznică care îl, să zicem, l-animă este legată de pierdere. Deci, în general, depresia este și dacă ar fi să simplific toată problematica aceasta a trăirii depresive, este legată de o pierdere neacceptată. Chit că îți pierzi pe cineva drag și atunci experimentezi doliul, nu neapărat prin moarte, poate să fie și printr-o despărțire, printr-un divorț, printr-o despărțire dintr-o relație de lungă durată, chit că îți pierzi, poți să-ți pierzi, de exemplu, starea de sănătate. Sunt persoane care intră într-o depresie cumplită după ce au experimentat poate ieșirea dintr-un traseu, dintr-un tratament foarte obositor, din care teoretic sunt victorioși. Am avut, de exemplu, un caz punctual în legătură cu ieșirea, de exemplu, dintr-un cancer remis. Și cu toate astea, imediat după ieșirea dintr-un cancer, teoretic, oricine s-ar bucura, persoana respectivă a intrat într-o depresie oribilă, și pe care n-a putut după aceea să o gestioneze, pentru că am fost un om sănătos și acum nu mai sunt. Chiar dacă, de fapt, ideea era și medicii spuneau, gata, ai scăpat, sentimentul este că nu mai ești cine ai fost. Oricum nu mai suntem cine am fost. Dar boala, de exemplu, trăirea unei boli, amplifică lucrul acesta. Spuneam că depresia înseamnă pierdere. Poate să fie, spuneam, pierderea unei stări de sănătate până la un anumit moment destul de stabilă. Dar poate să fie pierderi financiare sau pierderi de statut. Pierderi sau materiale. S-a pierdut casa, da. Da, absolut. Pierderi din domeniul, nu știu, dinamicii corpului. Pierderea potenței, de exemplu, la bărbați, poate să te ducă într-o depresie groaznică sau pierderea unui organ, cum ar fi, de exemplu, o operație prin care o femeie își pierde capacitatea de a deveni mamă la o vârstă foarte fragedă, poate să te conducă în depresie. Deci exact toate elementele care au legătură cu o pierdere. Mă mai gândeam, vreau să fac o completare și pierderea, de exemplu, pierderea jobului sau pierderea, da, unui statut socioprofesional, lucru care se întâmplă mai rar, dar ne imaginăm pe cineva care a ajuns director general al unei companii și din cauza unui anumit context sau unei situații de viață, omul ăla din acea poziție, cu acea carieră și cu acel statut, ajunge ce era probabil în urmă cu 15-20 de ani, la începutul carierei. Și tot o resimte ca pe o pierdere. Absolut, și foarte des pacienții care experimentează depresie au exact expresia aceasta, ce am fost și ce am ajuns. Deci sentimentul este că am fost cineva sus și acum am coborât, apropo de spirala descendentă, într-o prăpastie fără margini. Însă noi în psihoterapie credem în special în psihoterapia anumitor tipuri de afecțiuni, cum ar fi depresia. În cazurile grave, chiar și medii și grave, evident însoțită și de tratament medicamentos, dar credem foarte mult în ideea de, într-un efect de acesta de revenire. Noi în engleză îl numim the bouncing effect, ca și cum, de exemplu, ai mânca o bilă, o minge de pământ foarte tare și ea are un recul și se duce în sus. Deci, de multe ori vom fi vizitat un iad al deznădejdii, ca să zic așa, din care avem sentimentul că nu mai ieșim o dată, dar dacă ne păstrăm speranța și avem
elementele potrivite în psihoterapie, susținerea familiei, apropo de viața socială despre care spuneai, poate chiar un loc de muncă care ne ajută să trecem mai ușor peste lucrul acesta devenind utili și încercând din răsputeri să ne ținem activi, putem să recuperăm și să ieșim din această prăpastie a deznădejdei, încadrându-ne pe spirala ascendentă, despre care este foarte mult detaliat în cartea menționată. Ce aș mai spune este că mulți consideră că stările acestea sunt mai degrabă irecuperabile. Sentimentul fiecăruia este și cumva și frica fiecăruia care experimentează starea aceasta de depresie ar fi că eu nu mai ies niciodată din acest cerc, atenție, cerc vicios, însă chiar și autorul cărții și mult mai mulți autori spun că nu este vorba despre un cerc vicios, pentru că nu te întorci niciodată în același loc. Este vorba despre o spirală vicioasă, adică te întorci cam în același loc, dar experimentând și având în tine succesul revenirii anterioare, niciodată nu vei cădea atât de adânc pe cât ai fost. Deci un om care s-a recuperat, chiar și parțial, de o depresie anterioară, să zicem, de un episod depresiv, poate să construiască pe succesul sau pe mecanismele adoptate ceva vreme în urmă, mecanisme rezolutive și pentru episodul acesta. O să loc să mai dacă o să mai și pe tine să zici ceva, pentru că mai am o idee, dar neapărat trebuie să o zic până la final. Poate mai ai ceva să întrebi. Da, mă gândeam apropo de depresie și de clasificarea pe care ai făcut-o tu puțin mai devreme, când vorbim probabil de niște lucruri de natură morfofiziologică sau genetică, o moștenire din punctul acesta de vedere psihogenetic, o predispoziție pentru depresie. Mă gândesc mai ales la cei introverți și mă gândeam cât de important este aspectul de ordin social sau sociocultural în depășirea depresiei. Mă gândesc că o persoană care este foarte activă din punct de vedere social, o persoană care este foarte activă din punct de vedere al interacțiunii și al relaționării sociale, și ca profesie, și ca pasiuni împărtășite, poate trece mai ușor peste astfel de momente. O persoană firește, care se închide în sine și e mai singuratică și nu relaționează sau nu interacționează cu un cerc de prieteni, cu alte persoane care au, să spunem, aceleași hobby-uri, aceleași pasiuni, se reface puțin mai greu. Și mai fac o mică precizare apropo de depresia pentru persoanele cu boli incurabile. Și când ai dat tu exemplu mai devreme, cel cu cancer, chiar la asta mă și gândeam, pentru că o boală incurabilă te poate afecta mult mai mult, te poate sensibiliza mult mai mult, mai ales că nu ai de unde să știi dacă va recidiva sau nu. Și iarăși stai cu un soi de expectație, de așteptare, de anxietate vis-a-vis de viitor. Pentru că știm de foarte multe ori persoane care s-au tratat, s-au vindecat, li s-a spus sunt ok și după jumătate de an sau un an au recidivat. Și mă gândeam în timp ce te ascultam și la depresiile postnatale. Apropo de bucuria că ai trecut peste un obstacol, peste o boală, ai trecut peste ea. În momentul venirii pe lumea unui copil, acela e momentul de bucurie când mămica își ia în primele zile de viață ale copilului, își ia copilul în brațe și există acolo o conexiune emoțională. Sunt și femei, apropo de sindromul de depresie postnatal, când cumva rejectează, respinge copilul și se respinge și pe sine. Păi acolo e tot o pierdere, pentru că ai pierdut statutul femeii însărcinate, care, mă rog, a femeii însărcinate și ai pierdut un statut anterior, a femeii care așteaptă, a femeii care nu e neapărat mamă,
a femeii quasi libere, să zicem așa, dar în general are legătură cu valoarea pe care ceilalți o atribuie atunci când ești însărcinată și aștepți un copil și ulterior când, gata, ai deliver, ai livrat copilul pe lume, ai adus copilul pe lume, tu ai sentimentul că nu mai ești o persoană valoroasă, cu toate că prin tine, mă rog, să zicem, și-a creat calea copilul spre lume și prin părintele său de sex masculin, însă este greu de explicat pentru, mai ales pentru cei care, pentru aceia dintre noi care poate nu am cunoscut pe nimeni în sensul acesta sau poate chiar n-am trăit așa ceva, toată chimia din spatele acestei depresii postpartum. Multe femei, de exemplu, experimentează ideea că acum ce mă fac? Poate nu sunt o mamă suficient de bună, poate nu merit acest copil, poate că acest copil va depinde total de mine și eu nu voi putea fi non-stop lângă el, dacă voi dezamăgi, dacă voi fi ceea ce nu trebuie. Și toate ideile acestea... Îmi resping propriul corp? Cum arătam eu înainte de a rămâne însărcinată și uite cum arăt acum? Ideea este că, repet, ce spuneam, chiar dacă am simplificat puțin ideea, nu trebuie să ținem, să ne ținem prea mult într-o dezbatere care să fie greoaie pentru ascultători și să spunem încă o dată, depresia este o pierdere neacceptată. Pentru că, da, poți să pierzi, dar dacă accepti, poți să treci mai ușor. Și aici aș vrea să fac eu un punctaj fără să uit de întrebarea ta, pentru că așa a venit, mă rog, să zicem, cursul mai normal al ceea ce voiam să zic. În depresie și nu numai în depresie, discutăm despre o distinție pe care eu am văzut-o foarte fin făcută și, nu știu, poate o aduc în atenție ascultătorilor, poate ajută pe cineva între a accepta și a suporta. Pentru că, în general, persoanele care acceptă cele două verbe fac vorbire despre o stare de dorit. Pentru că dacă accepți sau suporți, evident că sunt căi spre rezolvarea conflictului acesta interior cu care ești confruntat. De ce mi s-a întâmplat? Ce am zis puțin mai devreme. Dar distinția fină este că a accepta este mai degrabă la nivel mental și te gândești într-un mod absolut programat. Da, eu accept chestiunea asta în mod absolut, nu știu, programat, îmi spun, chiar și mecanic, gata, asta s-a întâmplat, trebuie să ies din chestiunea asta, trebuie să-mi revin, cine mă poate ajuta, cine poate fi lângă mine, ce aș putea să fac. Acestea sunt aspecte legate de acceptare și, în special, iată, de o idee, accept că nu pot să fac nimic, de exemplu. Că sunt întrebări, sunt cam și în gestionarea stresului, că vorbeam ceva vreme în urmă despre stres, există două momente. Există prima evaluare, deci evaluarea primară atunci când te întrebi dacă acel factor stresor sau elementul aducător de, iată, depresie în viața noastră are miză pentru mine, adică este important lucrul acesta și, da, un om cu depresie, o să zic că cu siguranță este importantă pierderea pentru mine. Și următoarea întrebare în evaluarea secundară ar fi ce pot face sau pot face ceva? Și dacă răspunsul este nu, nu pot face nimic, accept că nu pot face nimic sau suport starea de a nu face nimic, de a nu putea face nimic, respectiv accept vulnerabilitatea mea ca om, accept limita mea ca om, accept faptul că am făcut cât s-a putut și nu cer de la mine mai mult decât pot duce, da? Deci asta este, să zicem, pe de-o parte, sau răspunsul poate să fie da, pot face și atunci adopt acele mecanisme de coping despre care
am vorbit, inclusiv un mecanism de coping este să evit, de exemplu, mecanismele de tip evitare, dezangajare mentală, rupere de context, deși nu sunt rezolutive, adică nu rezolvi problema, măcar îți pun la dispoziție momente viitoare în care reușești să ieși din această posibilă stare. Repet, depresia ca boală, depresia ca stare pe care o trăiești, dar și depresia ca trăsătură, că întrebai de aspectul genetic și aici m-aș întoarce la întrebarea ta, ca predispoziție, da, bănuiesc că, deci sunt trei distincții, trei termeni, trei elemente pe care trebuie să le înțelegem diferit. De exemplu, atunci când discutăm despre temperament, despre fiecare, pe care fiecare dintre noi știm că îl cumva dobândim, deci nu este, îl avem născut, deci nu este neapărat dobândit, deci cumva ne naștem cu el, cu felul nostru de a fi, ceea ce spunem în popor, acesta este felul meu de a fi. Nu e neapărat în psihologia personalității, această abordare este simplistă, nu se mai folosește de mult ideea că categorii simt persoane numai în funcție de temperament, dar există. Latura aceasta dinamică energetică pe care noi o numim temperament, există, este o realitate și spunem că există colerici, există sangvinici, există flegmatici și există melancolice. Da. Și melancolicii au această tendință, să zicem, predispoziție spre un soi de taciturnitate, care nu e neapărat o tristețe, pur și simplu ei au un fond pe care nu l-aș numi neapărat depresiv, ci l-aș numi mai degrabă trist, adică ei nu se bucură cu același entuziasm cu care, de exemplu, se bucură un sangvinic, da? Sau l-aș, poate... l-aș numi mai degrabă contemplativ. Da, are un fel de asta de a fi, îl întrebe un melancolic, dar e supărat? Nu, așa sunt eu, adică, dar nu vei niciodată râzând, bucurându-se, fiind entuziast, deci are o tendință spre a fi mai degrabă, sau spre a contempla, cum ai spus, gândurile, mai degrabă partea neagră a experienței a existenței. Dar să nu uităm că nu există temperamente pure, adică fiecare dintre noi avem câte ceva și dintr-un melancolic și s-ar putea să intrăm în stări de melancolie care nu trebuie neapărat să fie conotate clinic, adică să spunem că sunt gata, am o boală acum, însă nu trebuie să fim sub nicio formă să bagatelizăm, să aducem, să ducem în derâdere o stare de depresie ca boală, acolo unde ai mare nevoie de susținere, pentru că, Doamne ferește, depresia în cea mai gravă stare a ei poate să conducă și la suicid. Adică este forma extremă a depresiei, care n-aș dori o nimănui, pentru că inclusiv din punct de vedere al dogmei creștine, se spune că este singurul păcat fără întoarcere. Suicidul este singurul fără întoarcere. Deci nu mai poți face nimic. Ce se întâmplă însă la omul care suferă de depresie, găsește foarte dificil să își mai adune energia, să se mai capaciteze, vede foarte greu, știu eu, zorii unei dimineți frumoase în viitorul, nici măcar îndepărtat, foarte apropiat. Ce spun eu de obicei oamenilor cu care lucrez, dincolo de faptul că mă interesează foarte mult cum experimentează în mod particular fiecare această depresie, este că sunt două elemente, că un prim element, că trebuie cumva depresia aceasta decupată de context, adică decupată ar trebui să ne gândim că nu cuprinde întreaga noastră existență și depresia noastră este o condiție prin care trecem, o condiție medicală cu care ne confruntăm, dar nu suntem boala, noi avem boala respectivă, nu suntem boala, nu sunt
depresie. Eu nu sunt depresie, eu am depresie. Da? Deci asta putem spune. Asta pe de o parte și pe de altă parte că funcționează foarte bine principiul acesta de micropași, baby steps, pași mici, planuri de scurtă durată. Azi, mâine, cel mult, orice plan pe termen foarte lung te anxietează și te deprimă încă și mai mult. Pentru că sentimentul este că dacă eu nu mă pot ridica acum din pat, cum să mă duc eu să alerg până la capătul lumii? Nu. Dar trebuie să iei lucrurile încetul cu încetul. Adică dacă astăzi ai un succes, cât de mic, mi-am făcut un ceai. M-am trezit de dimineață, greu, pentru că sunt sub medicație și mă trezesc foarte greu. Diminețile depresivilor sunt foarte dificile. Așa, au o problemă și cu zona aceasta de lumină, cu soarele, cu melatonina și așa mai departe. Și țin destul de mult tot contextul lor în zona aceasta întunecată, de umbră, cu perdele, cu draperii trase, poate neaerisit, nu intră lumina foarte mult. În stadiile dificile ale depresiei, persoana ajunge nici să nu se îngrijească, nu se spală, cu greu are grijă de sine. Corpul său începe să devină adică e ca și cum, de exemplu, ar experimenta o neființă, ca și cum ar experimenta moartea deja în viață fiind, și devine încet, încet un nou body, adică un nimeni, da? Un nou body, adică o persoană care nu are corp, nu-și mai percepe aproape deloc, este amorțită. Lipsa aceasta de energie te duce într-o stare de amorțeală și amorțeala de multe ori nu vine atât de mult în urma medicației, cât vine în urma stării mentale, care este o stare de amorțire atât mentală, de gândire, cât și emoțională. Deci atât locul de inactivitate, că și sistemul limbic sunt afectate, adică partea emoțională, sistemul limbic și partea mentală, cognitivă, a gândirii, lobul prefrontal. Ele sunt afectate în măsură cumva egală. Ai sentimentul că de niciunde nu-ți mai vine un ajutor. Și mai este un element, întrebai de susținerea aceasta de susținerea celorlalți. Da, aici mai intervine ceva. Depresivul de multe ori ca și cum nu mai dorește ajutorul celorlalți sau dacă îl primește, că sunt situații în care familia este extraordinar de mult lângă tine, te susține, nu mai știu ce să facă, dezvolți sentimente, dezvolți trăit de rușine. Și neputința asta este dublată inclusiv de aspectul de rușine. Deci sentimentul e, deci ce să zic, ca să facem așa o glumă poate nepotrivită, bunica mea zicea, chel pe avea rapă nu-i mai trebuia, adică ai sentimentul că toate relele vin pe capul tău. Nu numai că aveai și boala asta și sentimentul ăsta de neputință, de vulnerabilitate aproape totală, dar începi să trăiești altele conexe, rușinea, anxietatea de perspectivă și așa mai departe. Adică este o condiție psihologică foarte complexă. Ce sfătuiesc eu pe toți cei care consideră că suferă de așa ceva este să ceară ajutor. În primul rând, dacă s-ar putea, ajutor specializat, dar măcar dacă, să zicem, dintr-un motiv sau altul nu pot, puteți ajuta, cere ajutor specializat, un psihoterapeut, un psihiatru, măcar susținerea familiei, susținerea cuiva apropiat, pentru că în stările acestea de întuneric, de grotele acestea în care mental intri, prăpăstiile acestea fără margini, e bine să știi că cineva este totuși acolo sus și te așteaptă și te poate, hai să nu zicem salva, dar măcar îți poate întinde o mână care te poate ridica la puțină lumină. Da, dragii noștri, am vorbit astăzi despre depresie,
în cadrul campaniei Zilele Sănătății Mentale, alături de Lavinia Țânculescu-Popa, lector universitar, doctor, psihoterapeut de orientare analitică și psiholog clinician. Recomandarea de carte de astăzi, pe marginea care am și discutat, Spirala ascendentă, cum folosim neuroștiința pentru a schimba cursul depresiei, de Alex Korb, carte publicată în colecția Psihopractica editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Mulțumim încă o dată, Lavinia Țânculescu-Popa. Dragii noștri, să aveți o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută, pentru că lectura ne ajută să depășim și momentele de stres, dar probabil și unele mici momente sau episoade de depresie sau depresive. Să aveți o zi frumoasă în continuare, la revedere, numai bine!